O emisiune care implică munca nu e completă fără o vopsea de calitate. Nu am fi putut porni la drum în această emisiune fără partenerul nostru de încredere, Caparol. Dacă tot ați decis să vă uitați la această emisiune, deschideți și o sticlă de Aurelius și relaxați-vă. Promitem să vă placă și emisiunea și vinul. Să fac o emisiune cu tine. Ceva, tu așa mi-ai promis. Eu pot foarte bine să administrez toate lucrurile. Dar stai o leac, băițel, că eu n-am venit aici să mă rup în 10 părți. Cine reși? Cine să ne ajută? Ești prezentator și spui că tu vrei să faci pe nu vă certați. Treaba trebuie făcută. Cătălin, ne spari până miercuri ai lucrat singur. Se vede ce vezi tu pe fața mea. Am fost un adevăr guț. Hei, cu Varga. Ce-a să-mi fac el mie? Mergem din nou la nordul țării. Suntem spre Văratic, mai avem 25 de kilometri. Invitații deja sunt entuziasmați sau mai puțin entuziasmați, nu știu, îi întrebăm pe parcurs. Johi Davis, interpret. Lilia Chiper, actriță. Aura, interpretă. Emilian Crețu, actor și prezentator TV. Da, începem ediția 3 cu noi invitați. S-a creat o obișnuință de acum și sper să nu continui, că nu vin toți 4 odată. Eu m-am gândit, știi cum așa, dacă ceva nu pot face, o spun că nu pot și nu fac. Nu și așa să-mi faceți voi, Nic. Nu și așa să-mi faci. Suntem la Văratic, în raionul Râșcani. Nu știu, ideea e că noi deja am ajuns la Văratic. Aura vrea acasă, a zis că e nu poate și pe așa soare să lucreze, să fac ceva. Nu pe așa soare. La noi siesta, o să fie ca în Portugalia. De la 12 până la 4 eu stau în casă. Cu gătitul stă cam... Nu bine, da? Nu teme, dacă trebuie... Gata, stau bine. Stai bine, da? Mă las nu știu, Johi a zis că... Johi a zis că el face mâncare. Hai, unde-s? Îi aud, dar nu-i văd. Entuziasmați oamenii, foc și tare le-a lucra. Cașnie. Ziua, bună ziua! Hei, Cătălie! Hei, ho, let's go! Ce dor mi-a fost! Veniți un pic așa, până mai bagaje, aici. Dar bă, trebuie și drăguțe. Hai, veniți încoa. Vreau ca telespectatorii să înțeleagă că, într-adevăr, stăm 3 zile aici. Nu-ți duci nimeni la Chișinău pe o noapte sau să vină pe urmă înapoi sau așa cea. Deci oamenii sunt 3 zile full. Vă mulțumim că ați venit, că ați acceptat invitația noastră. O să stăm 3 zile într-un loc, ați văzut. Adică arată foarte frumos. Chiar arată foarte frumos. Prima dată sunt aici. E o locație super. Uite cât e de frumos, nu știu, parcă ești în Grecia pe undeva. Și o să vedeți acolo și căsuțele, adică e foarte civilizat ce se întâmplă înăuntru. Noi nu ne așteptam. Acolo e căsuța noastră? Acolo cine nu va munce. Și da, avem treabă. Pe toți îi cunosc în afară de Liliana, deci atunci când l-am văzut, mi-a dat seama că fața mea este cunoscută, nu știu, sau de la TV sau de la teatru, iată n-am întrebat de la ce teatru. Deci, mă numesc Lilia Chiper. Sunt actriță în proiectul 02 și poblatul am nimerit aici. Așa, alegeți voi cum vreți. Cum șefierile și băieții în una, da? Da, într-o căsuță. Așa că, fetele, alegeți voi camera, băieții, alegeți voi camera. Niculeta, tu deci tu cu Emilian într-o cameră și... Căsuța aparte, număr aparte, duș aparte. Niculeta, eu te împușc. Deci eu zic eu că trebuie să dorm cu cineva, dar încă și dar nu vă faceți griji, doamna Aura. Pot să vă dau o veste foarte bună. Da. În cămeruțe, practic, nu o să intrați. O să dormiți doar noaptea, ca să știți că nu o să fie... Să știi că au niște condiții foarte bune. Într-adevăr, au niște condiții foarte, foarte bune. Dar eu unde dorm? Hai, cojudem. Aveți... Nu știu cum să faci. Mi instalează un cort să dorm afară. Gazdele sunt doamna Rodica cu domnul Viorel, care au grijă de această pensiune. Până la urmă, veniți pe la noi, veniți pe aici. Venim. Deci veniți încoa mai la umbră, așa ca să... Bună ziua! Și bine ați venit la noi! Începem cu începutul. Cum a apărut ideea? De fapt, eu sunt născut în satul Bradic. Ideea a apărut, practic... de la fiica noastră, cea mai mare, Laurenția, care locuiește în Germania. Într-o
primăvară am venit cu copiii la bunei. Am venit cu gândul că stăm o zi. Am stat o zi, când a două zi, copiii, hai să mai stăm o zi, am mai stat o zi. Și ginerile meu a văzut frumusețea din Văratic. Când am plecat atunci, eu zic, gândiți-vă și căutați să cumpărați în Văratic, pe malul apii, o casă, să facem o casă de vacanță pentru familie. Prima reacție, desigur, a fost așa, nu chiar foarte cu entuziasm, dar în discuții cu soțul am spus că ar fi o idee. Și atât am găsit lotul ăsta și am procurat o casă veche pentru a o restabili. Primul an am construit, am reconstruit casa veche care ne-au procurat-o copiii. Da, ideea a fost practica copiilor a fiicii Laurenția și cinului Andres pentru a construi aceste case de vacanță. E foarte frumos aici la voi. Ne bucurăm că vă place. Sperăm să munciți bine și să vă odihniți bine. Doamna Rodica, credeam că sunt prieteni. Se vede că oamenii au făcut asta cu mult drag, știi, cu mult suflet. Peste tot sunt flori, totul este îngrijit, e frumos. O priveliște superb. Tata meu avea o vorbă și spunea așa: când îți vine cineva la tine, din întâi să-i pui la masă și pe urmă, dacă le dai de lucru, foarte bine. Doamna Rodica, vă mulțumim! Așa că noi vă invităm la plăcinte și la o bar de vin. Faptul că au venit niște oameni mulți inteligenți, noi ne-am bucurat și sper să vă placă. La mulți ani, succes, sperăm să vă reușească proiectul și să aveți cât mai multe vizualizări mulțumim și admiratori. Unde mai mult? Unde mai mult? De vizualizări. Dar păi cum? Ne înțelegem cu lumea așa aici. Mi-e foarte plăcută, drăguță, cu simțul umorului. N-am gândit că are, e atât de fină la simțul umorului. Bravo! Doamna Aura, am promis top, dar mi-e cum ești bronzat. Eu am impresia pe 3 zile, exact. E pe 3 zile când ați venit la Chișinău, am să rog toți mă numească doamna Aura. Dacă-s doamnă, atunci ce mă puneți la dreapă? Dacă-s doamna Aura. Doamna Aura? Că dar Aura e o femeie foarte interesantă. Tot a venit aici și repeta că vrea să este de 4 ore ca în Portugalia, că ea așa e obișnuită. Eu zic de făcut așa cum e în Spania, Portugalia, că noi acolo e mai răcoare ca la noi. E cu propunerile. Siesta, de la 12 până la 4, ziua, nu lucrează nimeni. Doamna Aura, spuneți-mi dumneavoastră că am înțeles că producătorul a aprobat și, da, și facem asta. Cum? Și facem? Acum? Siesta. Asta cât timp? Asta până la 4, acum cât e ora la noi? La 4? E ora 1, 3 ore. Dacă nu suntem de pe drum, voi ați uitați și e cald. După 4. Uite, toți care... Dacă vezi, ne filmează. Uite, toți care să ne privească, zic că ești așa nebun la 1, 2, îți duc la pășătă. Îți dai seama. Când... Mie mi se pare absurd de a munci la ora mesii. În lumea se odihnește. Mi se pare bună. Foarte bună. Așa că acum o să strângem masa. Da. Facem frumos. Sigur. Noi cu domnul Jochi cred că o să scoatem masa de aici de balcon și o ducem jos. Ah, dar eu ce am întrebat? Dar cina tot așa, tot aici o mâncăm de fiecare dată? Nu, la restaurant. Nu, eu altceva am zic, pentru și masa asta de fiecare dată pusă scoasă. O să vedem că aici trebuie să mai treacă lumea, pur și simplu să vedem, da, cum facem. Și după care avem jumătate de oră pauză, reușiți să faci un duș și pe urmă ne apucăm de lucru. La psiesta sau lucru? Nu lucru, totuși. Eu și v-am înțeles. Și da, am ascultat-o, am încercat să-i ascult punctul de vedere, doar că nu-i despre asta această emisiune și nu prea avem timp de asta. Și după care, dacă reușim azi să facem toată treaba, adică noi sigur reușim, nu ne punem la masă până nu reușim să facem toată treaba pe care o avem de făcut pentru azi. Mai exact o să facem curățenie în căsuță, aici să dau bărci în... Nici nu e închirie. Dacă vin oameni aici să stea cazați, pot să ia bărci și să meargă chiar pe apșoară. Și noi să mergem cu bărcuța? Păi asta, dacă noi reușim să terminăm tot, să ne așezăm la masă, ca pe urmă să putem merge să și filmăm ceva drăguț pe apă, am putea să mergem. Da.
De asta în jumătate de oră un duș și ne ducem. Dar acum strângem masa. Da, jumătate de oră spune când de când intrați în cameră, când vă puneți în cameră. Acum hai, depinde. Da, deci eu chiar am insistat și eu chiar pe bune am crezut că o să ia în considerație propunerea mea și am motivat-o, deci nu din cauza că eu sunt o lenoasă. Hai, repede jos, strângem masa. Masa, nu mă duc. Dacă e soare, nu mă duc, vă spun eu. La soare tot nu-mi spate mie. Eu nu pot, eu nu glumesc. Mai bine mai târziu ai ieșit, ai muncit, mai prăcoare. Mai ales că ce ai de făcut. Ok, dar în soarele astea eu destul de... Cine a știut că o să fie 30-40 de grade? Eu în soare nu, fără supărare, dar mai așteptăm câteva ore. Eu vin mai târziu, dacă vreți. Eu de asta am crezut și am crezut că o să mă susțină. Deci mi s-a părut că m-au susținut, dar de fapt toți așa foarte serios au vorbit, dar organizatorii, producători, ei au o altă idee, nu că o altă idee. Eu am înțeles care e faza și eu am înțeles care e scopul lor de a ne... De ne lihămiti pe noi. Până asta e Nicoleta. Hai că tu văd că... Eu ascult și că Aura vorbește prea mult, mă pare. Lăsați să vorbească, doamna Aura are o vârstă. E fain, e frumos. Locația este fenomenală, căsuțele sunt extraordinare, dar vrei să vii aici, să petrești timpul frumos, nu să muncești. Noi am venit să muncim, din păcate sau din fericire. Nicoleta, nu se șterge cu hârtie. Ce? Asta e foarte rău, nu se poate. Asta e obicei... Nu e păcat, în primul rând. Nu e păcat, dar e... E drept. N-ai simărit? Ai văzut că a lucrat? Păi ca de fiecare dată. Deja sunt la al treilea episod și sunt obișnuită că atunci când ajungem la pensiune, imediat începe și munca, am mâncat. Am strâns masa și după ne-am apucat de treabă. Hai să mergem ușor, să-i scoatem pe domnii mei din confortul lor. Să vedem doamna Aura cu ce show-uri îmi face. Bună ziua! Eu nu chiar acum o scoată că treci granița. Să știi? Am spus jumătate de oră. O trecut? Da. Hai, în 3 minute. Eu vă aștept aici, chiar aici afară. Lilia! Hai, strepijor, nu, serios, strepijor, că ne așteaptă domnul Viorel care stă de acum în soare. Dar știi că eu mă întorc. Dacă e soare acolo și e cald, eu mă întorc. Hai, Făguță, hai! Doamna Aura! Doamna Aura! Pe Cătălin îl cunosc personal, iarăși l-am văzut în emisiunea lui de la jurnal. Și nu e deloc simplu. Cât stă doamna Aura? Doamna Aura! Gata, începe mă nerva. Doamna Aura, de-am începe mă pune la... Doamna Aura! Primul lucru, scoatem vestele. Vestele. Eu am înțeles că să mai fac chestii, dar nu credeam că chiar o să lucrăm constant, știi? Dar dacă ne apucăm, dar mă spasem luna lui Dumnezeu sau cum? Când ce am venit aici? Tu cunoști. Da, despre Johi pot spun că e un băiat tăcut, muncitor. Îl văd uneori pierdut de busolat sau lipsit de concentrare uneori. Ei, mă rog, da, dacă trebuie, fac. Eu îi zic Vlad, mai degrabă de Johi, mi-am spus eu să mă zăpăcesc, spune cum ești tu, cum mama te numește, Vlad, uite Vlad, zice Vlad. Bine, așteptăm aici să vină apa, după care asta toate trebuie spălate și atârnate pe gard. Tu deja ne-ai lucrat aici? Eu în fiecare vară vin aici. Eu vin înaintea noastră. Așa știi, eu vin înaintea noastră. Ați cazuat, ați spălat, ați spus. Lili, mie mi se pare foarte, foarte muncitoare. Și îmi pare că ei pusă la cale aici special ca să... Lighean. Aha. În Lighean. E ca așa. Și feri, așa? A, Aura, de-am nu-s doamna Aura, știi? Eu vreau să spun că fetele parcă erau de aici. De ce repede s-au mobilizat cei ce le-am dat noi ca sarcini? Tu vei rămâne mereu, doamna Aura. Da, mi se pare impresionant așa că am crescut și pot să-i spun doamnei Aura să treacă la muncă. În niciun caz lipsit de bun simț, dar tot e ciudat. Eu am zis că merg, dar i-am spus și lui Cătălin, uite, nu te supăra, dar dacă acolo mă sfoc și e soare și e cald foarte tare, eu mă întorc înapoi fără supărare, dar n-am spus. Domnul Johi, o să luați dumneavoastră roaba. Așa. Am încercat să... Dar noi dacă toți suntem aici, gata, eu-s gata să muncesc, numai să mă duc și
Eu zic să mă mai uit pe Insta Story ce se întâmplă. Cum ați poate lucrat? S-a spus, eu mă sortez. După... Una muncit de miercurea trecută. Că voi veniți 3 zile pe săptămână, dar eu sunt... Dar vezi că noi venim cu energie. În grădina copilărie. Deodată, cum am venit aici, deodată ne-a pus la lucru. Băieții au ajutat să ducem caiacuri, să le aducem, fetele le-au spălat, dar băieții mi-au ajutat aici tombironul ăsta pentru resturile biologice. Desfacem toată construcția asta. Întâi o desfacem. El era inițial nu prea reușit și am hotărât să-l reconstruim. Dar acum le scoatem mai bine întâi este deasupra, da? Da, ia să punem. Bun, hai să mergem. Am fost la căsuța cu bărcuțe. Am curățat-o din cap până în picioare. Lile, de fapt, eu nu știu așa cum spal, dar a spălat-o. Tu vezi cum comandă eu și acolo? Și acolo e, arunc, pune. Lilea, tu ești invitată în proiect, eu sunt coprezentator. Te rog să-mi respecti poziția. Adică eu știu că noi muncim pe bune, dar cumva măcar așa, totul, deci tot. Eu mă așez acolo pe scaun și doar mă uit. Spune-mi ce să fac. Să ne așezăm un pic. Nu e prima oară, când venim deja al treilea episod, prima zi eu sunt moartă. Mie îmi trebuie somn și a doua zi să fiu productivă, așa că recomand și producătorilor să pună pe stop activitățile și să ne odihnim. Bine am făcut că am venit. Chiar îmi place și colectivul, și oameni din jur, și pensiunea, și peisajele. E super. Eu aici am scos. Eu, domnul Gioș, și de... Scurcăriță. Asta unde ai spus, Libon? Crezi că eu mă joc, e... Aha, ok. Stai, mente, eu să-mi sortez ținuta. Doamna Rudica, da. Sunt foarte bun organizator. Cu albastru. Deci, eu știu să administrez lucrurile foarte bine. Cred că au pus la cale... anume pe ea, ca pe noi să ne bunească la cap, să ne pună la... Sunt așa, știi, un pic oploșită. Noi ne-am trezit la 5, Radu, la 5. Emilian, nu știu dacă mai vine. E supărat. Și lasă-mă invidiez. Da, da. Nici nu știi cu cine dormi. Hai. Cu cine? Pa, pa! Îi bagi seama, dacă dai cu râsuri, eu nu... Hai, te pun! M-am întors și am plecat. Ei, îți dor cu mine, dacă ceva. Hai. Hai. Emilian, mă pot aștepta la orice din partea lui, mă pot aștepta să nu vrea să facă nimic, mă pot însă aștepta și la faptul că o să vină și o să rupă munca în două. Las că vine el în coal, punem noi la lucru. Nu scapă el așa ușor. Da, Nicolet. Gata, poți să pornești, nu mai trebuie nimic. Ne trebuie doar tu și prezența și activitatea ta fizică. Da. Hai. Te așteptăm. Să vii mai repede, că deja mi-este dor de tine. Nicolet! De cine ți-i dor? Eu am șters totul pe uscat cu mătura, ia cu laveta și cu soluția, spălat. Acum deja interiorul a făcut lună și a trecut la partea exterioară. Eu nu pot să fac multe task-uri foarte mult timp, eu mai bine mă schimb să mai fac și altceva. Am fost... și... spun. Vreau. Hai. Și avem trecușie? Hai, chem taxi, hai acasă. Așa-i? De acord, de acord. Auzi, dacă și mâine așa, mâine ne ducem. Cred că am să mai ajut eu acolo, că îți dai seama că trebuie să fac până la urmă, nu o să las tot așa. Dar sunt epuizat. De... îmi trebuie energie, trebuie să mă restabilesc. Trebuie să mai fac o baie, să... mai stau relaxat, știi cum. Hai, mamă, vin cu asta. Stai așa, stai. Da, stai, încet, ușor. Trebuie să aducem aminte că la 02 eu am jucat-o pe mama lui Johi Davis. Și aici a fost o reuniune aproape. Eu faci acolo. Eu sunt așa un fel de persoană că eu înțeleg toată sistema asta, înțelegi? Adică pentru mine deci m-a făcut, stai încă o dată, este un moment important. Da. Deci, tu ai privit parodiile 02. Normal. Așa, și nu te-ai supărat pe niciuna. Nu m-am supărat, puțin... Spune acolo. Puțin acolo era exagerat, știi? Așa. La unele filmulețe. Da, acolo sunt unele videoclipuri care sunt puțin exagerat, că nu, în viața de zi cu zi nu mai mă comport eu așa. Dar eu înțeleg că asta e parodie. Eu sunt băiat, cum scade, nu, eu nu fac probleme. Tăți cred așa că eu sunt cunosc pe sus, dar eu, dacă îmi dă eu pan și îți dau 10 și nu... Eu nu știu, fuleț, ai putere la sport. Pase, mamă, odată, ți-a spus că nu-mi plac fuleț. Lua, dar să-ți fiu cunoștință, eu mamă, fuleț. Mamă, ești, nu mă nervios cum să încep să apară la toate televiziunile astea internaționale.
sincer să spune că când apare câte un videoclip, așa, ni îmi trimite lumea. Eu nu știu. Corect, așa. Și gândi și mai este Cătălina, da, este mare. Păi ți-a părut un pic exagerat, dar seamănă? Sunt chestii care... Nu mai seamănă nică, că eu nu sunt așa. Nu, dar un pic ceva... Mulți ar dori să-i facă cineva o parodie și ar fi gata să-i plătească pentru asta. Eu zice, nu, mă rog, asta e un PR. E pur și simplu o parodie care nu mă caracterizează pe mine însuși. Nu, pe tine dar... ca persoană nu, dar personaj... Personaj e ok. A zis că nu se supără. A zis că uneori se crede că sunt exagerate, dar nu se supără. Da, asta e, da, mama. A fost personajul care o parodia pe mama. Și am întrebat, zic, da, mama ce crede? Mama s-a uitat la toate? Mama mea? Mama ta. Să vezi, ne râdeam și noi. Noi chiar stăteam o dată la mine, la, acolo, la, lângă cuptor, facem niște carne cu niște prieteni. Așa. Și taman... O parodie a apărut. A apărut taman o parodie și zic, ia uite un prieten. Adică un prieten de meu ne-a arătat. Zic, și am deschis deja calculator și ne stăteam și ne uitam, Doamne, dacă ne râdem. Și noi am luat-o asta în sens bun a cuvântului, înțelegi? Așa. Pentru că asta e scenaric. Și vreau să spun una, că foarte mulți dintre... interpreți, da, chiar de la noi sau internaționali, așa, ar dori să le fac cineva o parodie. Uite, că să devină viral. Asta e ca un fel de reclamă. Ciornă-i PR. Tot direct, PR. Vezi, molodeț. Da, au spus că au fost niște limite pe care le-am trecut și noi în parodie. Nu le țin minte exact pe toate, deci nu știu în care am trecut limita și nici n-am intrat în detaliile astea. Doamna Aura, spune că voi ești mai tineri. Eu am făcut pentru voi toată treaba aici. Noi și-am făcut aici. Nu știu ce ați făcut, ea că uite lucrul meu, să vezi. Uite lucrul meu. Vezi? Dar la voi nic treabă. Mai treabă că eu vă aud. Fetele, hai noroc. Și un pai în nas. Și ne tași. Lucrează. Asta-i la căldură. Dă-le, Doamne, minte la proști. Noi pe toate le-am scos de acolo. Eu am avut grijă să le curăț și să le spăl. Da, e ca asta am vrut să chezi cineva fără lucru ca să-l dau, să le pună pe gardă. Eu văd că fetele ca domnul Johe acum că se odihnește. Ia-mi de-ală, că el e de când se odihnește. Domnul Johe, hai să scoatem întâi astea. Punem aici. Da, nu aia este. Dar eu undeva unde-ți în capul două. Cine știe cât costă, poate a costat cât un port de mine. Costă mult. Și pe asta ne-a spune, i-am plătit să-mi băieț. Apia, doamna Aura, uitați, eu vă las, sunteți mai mare, vă las responsabilă. Nu, noi încercăm să-l convingem pe Cătălin, nu chiar să-i chinui prea tare. Da, Cătălin e mai dur. Care sunt orele de muncă? Nelimitat. Dar e bună întrebare, apropo, e ca bună întrebare, da. Păi, omul trebuie să lucreze 7-8 ore pe zi. E ca bună întrebare, noi lucrăm pe oră sau pe lucru? Că dacă pe oră, atunci așa, lait, ușurie, că mi-e încălță. Ei, da, și. Eu, aseară, nu prea am dormit, sunt așa, m-am culcat la orele două. Ce-l duc eu? Da, lăsați. Hai, du-l tu, eu o leac mă odihnesc. Corect. Pentru că eu am cu asta o leac. Am avut acasă, într-o seară, niște prieteni și, rog, din joacă, un alt, ne mai trântem noi pe... Și am căzut pe parte, știi? Și s-o frânt o leac cu asta din partea stângă și acum cam mi-e greu să pun efort. Dacă ați ști cât de scârbos sunt eu, nu în sens că eu, cât tare mi se face scârb de lucruri, dar n-am voie în emisiunea asta. Nu, noi încercăm să găsim unde și-i umbră, că sunt 36 de grade, m-am uitat la termometru, e foarte cald, foarte cald. Să muncești în căldurile astea, nu știu cum i-ați convins. Și mai facem o story, știi, că în băncul ăla cât ne-am odihnit, deja mai faci o story. Opa, ne ține? Te gândești și rochii din reasă ții?
Noi și mă mărit? Dacă noi suntem măriți? Tu ești gen baby de asta? Orice fată visează să-mi place rochea de mireasă. Și eu sunt convins că atunci când ai să ajungi să faci nuntă, să cu siguranță ai să vrei să-mi îmbraci rochea. Măcar o dată în viață o nuntă trebuie să o faci. N-are importanță cât eu te măriți, dar una trebuie să arăți. Tu înțelegi că la mine știi care e faza. Sfaturi de la Aura. Da. Spus, poți să te măriți de 100 de ori, dar odată mireasă trebuie să, ai firmă, să poți arăta o poză la copii. Ești cazul meu. Vă știți că noi și pe astea trebuie să le ștergem, da? Ca să mergem mai repede în casă. Gata, hai, haidem că vine. Hai, acolo e cald. Vezi că dacă nu vii amu, chemăm mirile. Care? Din tare ne trăji? Care trăji? Amândoi. Și cum e să-i vezi aici pe caiacre, pe joră îi te duci. Nu, asta e când ați novat, dați fugă. Chiar am făcut o leacă de treabă bună. Domnul Johi! Buhnești la un moment dat. Apia că noi lăsăm lui, asta e lucrul lui. Lăsați că noi lui avem și bem. Da. Noi nu putem să impunem invitația să muncească. Învățați-vă de la Johi. Laura! Nu e normal să lucrăm în soare de 38 de grade în ziua amiaza mare. Eu am lucrat foarte mult, am ridicat foarte mult. Bine v-am găsit. Da, cum ce facem? Viață viesnică, roaba lui Dumnezeu. Dacă mie avea să mi se spună că așa, eu sigur refuzam. Dacă tot ați decis să vă uitați la această emisiune, deschideți și o sticlă de Aurelius și relaxați-vă. Promitem să vă placă și emisiunea și vinul. Cred că este, avem de spălat, înțelegi? Și eu am crezut că este furtun, dar nu-i furtun. Și ați trebuia să corpuleți. Da, să o luăm la iază acolo și deodată la... De cor, dar cine s-o iei, că eu nu te răiesc. Dar, într-adevăr, eu cine e bun. Acolo este domn Viorel. Nu știu cum treabă. Spun domn Viorel. Noi putem lua un list, acum se numește. De ce nu? Nu Chiorcher, el are furtun. Și poate este undeva, cum putem face? Sau poate el ajunge până aici cu furtun. Noi am găsit soluții. Da? Da. Hai să implementăm atunci. Să implementăm, dar pentru asta trebuie bărbați. Eu sunt cu organizare. Așa, deschidem, vă mai este și le scoatem pe apă și acolo ele se spală. Vorbiți întâi cu domnul Viorel, dacă el spune da. Deci să-l întreb? Da. Hai, du-te că e pe soare și nu vreau pe soare. Ce, totul domnul Gioche? Da, eu pe soare nu mă duc salsă. Bravo. Doamna Aura, știi să scruțe. Eu pot foarte bine să administrez toate lucrurile. Să vă spun ce și cum, să am grijă. Într-adevăr, uitați-vă. Da. Doamna Aura, femeie hâtră, da? Vreau să mai mult și cu idei. Și acum roagă pe Gioche. Gioche, băiat cum scade, care e rușine să spună, Ian, lasă-mă. Pentru că... El se duce și rezolvă întrebări. Doamna Aura... E de acord, face. Da? Deci, de obicei, când sunt, ca să e un fel de clacă, când la clacă, păi fiecare spune... Uof, nu v-am învățat nic. Până vin eu, nu faci nic. Dar tu, deși n-ai făcut asta, dar tu... Exact așa și aici. Aura fiind cu o experiență în spate, desigur că e poate să-i reproșeze, deși n-ai făcut asta, dar toate sunt la timpul lui. E de cald, tare. Așa-i? Doamne, înțelegi așa-i de ce a fost propunerea mea? Și când ați fi răcoare, noi ați ne ducem la odihnă, tot cu rusus. Eu vreau să cred că totuși propunerea mea va fi auzită. Și vor înțelege că am dat o propunere înțeleaptă. Ești? Că-l iar. Doamne, nu s-o luat el. Ha, vedem că ai spus încolo. Ionuț. Ionuț, ia-v domnică, Ionuț. Ne ducem, noi ne ducem să ne scaldăm. Domnul Johi, domnul Johi, domnul Johi. Luați asta. Vidos. Domnul Johi, noi mergem mai departe acolo, la baliga noastră. Da, dar am nevoie de odihnă puțin. Da, păi mergeți așa la pas, mergi micișor. Am început să mă doar cu asta. Opa. Și e de greu la țară. E foarte cald, e foarte cald și... Chiar îmi fac griji. Cum el? Rezistă totul bine? Era foarte roșu. E drept, e greu. Acum chiar e soare, deci e un soare arzător. Nu prea poți stai mult. Eu am încercat să mut gunoiul, am încercat. Chiar am mutat gunoiul ăla din... Și am simțit că leșin un pic, adică era... Gata, ne-a ajuns... Mi-a spus oamenii că arăt și un pic cam roșu la față. Cred că s-a ridicat un pic tensiunea și la mine. Îmi doare spatele.
vine Joachim, eu m-am ridicat la treabă. Nu, las, mă aștept. Atunci, Joachim, ai acceptat deodată când te-am invitat sau ai avut dubii? Nu, pur și simplu... Nu știu dacă ai timp. Nu aveam timp. Eu că dată trebuie să plec în Germania, după care în Italia. A, vacanță? Da, da, da. În Italia unde? În munți. Opa! Ua! Hai, spune-mi, zic să facem o pauză de un pahar de apă, că să nu dăm colțul, cum spune românul. Chiar am făcut o leacă de treabă bună. Am scos tot cu lopata, am pus în roabă, l-am dus pe malul apei și am început să facem, să construim din nou paleții ăștia. Hai, doamna Aura! Domnul Joachim! Hai, ușor, ușor! Am o, uite, Cătălin! Cătălin, uite! Da, haide-mi! Ca să înțelegeți că nu-i numofta meu. Clar. Uite, 3:30. Cum e afară și cum era la 1? Deci tu înțelegi cu cât e mai încolo, cu atât de am mai de plăcere să mușești. Ascultă! Vă văd plăcerea în ochi acum. Nu, clar. Hai, mergem frumos. Haide-mi! Hai, dar unde? La unde ați spus că vă duc caiacul, canoiul? Dar telefonul meu unde? Să spălăm, nu să ne... Telefonul e la dumneavoastră în mână. Uf, Doamne, dar noi pentru ce încolo ne ducem? Dar dumneavoastră a spus să vă ducem acolo canoe. Dar auzi, dar Emilian, el cum e la noi, ca și? Ca om care întârzi. Abia că noi lăsăm lui, asta e lucrul lui. Lăsați că noi lui avem și de, mă vă faci grijă. Hai, noi punem pe apă și o spălăm? Cum? O punem pe apă și o spălăm? Desigur. Sau aducem căldările din apă și luăm de acolo apă și spălăm? Cred da, că așa, așa te... ar fi o idee așa mai bună. Așa o idee. Sau o punem pe apă, alta e șirinui. Tu ai întrebat domn Viorel, el de obicei cum o spală? Dacă o punem pe apă, pămâși ne vezi în partea. Hai, domn Joachim, noi haideam mai departe încolo. Dar cum, nu ne-l lași cu noi? Îl văd priceput, bravo. Domnul Gonța, dacă sincer, nu se descurca așa de bine. Adică, Joachim a dat două ori și m-a surubat. Când ești de acolo? Că omul lucrat în construcție. Domnul Joachim. Îți dai seama, e măsterul în tet. El a făcut-o... El cu o țântă vă prin tet gardul, dacă reu. Că eu știu ce fac. Să faci un plentești frumos. Învățați-vă de la Joachim. E o plăcere să stai cu băieți tineri, mai spui o glumă, mai... Adică asta e... În procesul de lucru e foarte, foarte plăcut și chiar e recomandat ca să mai stai să mai discut, să... Așa, e foarte bine. Și noi am spălat și-a dulea caiaching și... Cred că e de ajuns. Acolo e un soaric. Eu nu m-am fost cu vestele. Dar noi și caiachingul. Domnul Viorel a zis că el în viața lor nu a fost așa curat. Good. A, domn Joachim? Domnișoara Lilica? Dar doamna Aura pe unde? Doamna Aura! Ne-am uvat pe doamna Aura cum încearcă să mai fugă de la treburi, pentru că genul e obosit și îmi spune că trebuie acum să ne lăsați să ne odihnim mai bine. Fic sigur, doamna Aura. Că ai mi-ai spălat niște chestii? Eu aș fi vrut să vă dau pauză după asta. Hai, lasă de astea. Băi, am vorbit o leacă înaintea timpului, am spus că se descurcă și sunt destul de receptivi, dar se pare că virul chiar din prima zi, doamna Aura a spus că ea nu mai poate să mai facă nimic. În timp ce noi lucram, ea s-a dus și a făcut un duș. Doamna Aura, bună ziua! Hai să mergem, că avem spălat niște lucruri. Haideți! Nu, eu nu pot. Noi la umbră stăm. Nu, eu nu mai am făcut duș. Am făcut mam! Я на маму иду, я гата, я пропу душ, я нику не мерял. Для меня тепи вот в ссоре, для меня шкироти, уж стену, ты отвучи кумшет. Да пошла, боец тот из как сус. Я не знаю, идея гума на ссоре есть там мари. Я стыты куды, ты это, шти еще сам, иди на лучше на фар. Я мишну на один душ, я на маму иду, я еще кера, вообще спасибо. Сам с кера бини ла ура са деша, да, ну а то. Я кала ура, а са ира бини. Окей, мерси. Ну, путем есть, стахай, Николета. Cred că nu s-au înțeles regulile jocului și cumva înțeleg și eu cu oamenii, cred că vin la o emisiune și emisiunea înseamnă emisiune, adică să pun niște camere, să opresc camerele, ne odihnim. Doar că, de exemplu, în locația în care suntem noi acum, camerele costă niște bani, adică noi ar trebui să plătim pentru camerele astea dacă am venit să ne odihnim.
Noi le spunem oamenilor că noi venim să lucrăm și muncim, să nu exagerăm, nu muncim până leșinăm. În două ediții pe care le-am filmat până acum, nu a leșinat nimeni, nu a fost luat nimeni cu salvarea. Băi, hai să lăsăm Oleg să usuce, după care să-l ducem înapoi. Da, cum ce facem? Așa, o mică pauză de vreo... Și după aia? 10 minute. O pauză de 10 minute. Da, după aia ce atunci 10 minute nu reușești să faci duș sau să faci de-astea. Hai să le ducem acum și după care ne odihnim cu tătul. Nu, dar nu putem. Că... Nu, pe urmă să ne odihnim cu tătul oricum. Așa că mai bine luați acum o pauză și este trebuie să usuși. Dar ce vrei să mai faci pe parcurs? Pentru că eu, într-adevăr, sunt foarte obosit. Știi cum se întâmplă? Ești obosit de pe drum, nemâncat, deodată te-ai pus la muncă. Da, și buhnești la un moment dat, știi? Dar eu nu pot să țin. Eu spun omului direct în față ce e și mă doare. Nu mă aranjează, închem mașină și mă duc. Când e reclamă, nu-mi trebuie. Noi mai avem treabă de făcut. Eu am dormit doar 4 ore. Eu am dormit 3, te-am câștigat. Nu mă rog. Asta, proiectul vostru, nu știu. Eu vă spun așa cum este. Eu mai mult nu mai fac nimic. Și domnul Johi tot s-a enervat chiar. Adică a spus că toate au o limită. Pentru că eu am probleme cu... Pe mine mă doare, eu nu vreau să ajung mâine pe mâine să... Trebuie, este o limită oarecare. Da, dar limita sigur nu e asta care eu... Tot ce am făcut până acum, asta deloc nu e limita. Limita e mult mai sus și avem de lucru încă două zile mult mai încărcate decât ceea ce avem astăzi. Deci azi a fost, credeți-mă, a fost puțin, adică ușor. Înțeleg, tăt, limita că e cerul. Înțeleg, tăt, că e show, că e una alta, dar nu, asta e, ne odihnim. Tocmai asta spun, asta nu e show. Mă rog, nu sunt eu, că nu mă plâng că, Doamne ferește, că nu pot lucra, că nu mi-e frică mie de lucru sau că am lucrat și pe la bunica și acasă și tot așa. Noi nu facem fragmente. Adică dacă tu nu mai vrei să mai lucrezi sau nu mai poți, asta e proiectul nostru, așa face, asta face. Noi venim și lucrăm. Înțelegi până seara avem de lucru. Ok, înțeleg, dar trebuie să ne odihnim. Este, ia uite și căldură, câte grade, acum, 30 acum, ceva de grade. Fiecare are regulile lui. Dacă tu crezi că regulile tale trebuie eu să... Eu vreau să mă odihnim. Sigur, noi nu putem să te impunem, asta corect. E doar treaba ta. Corect. Doar că noi îți spunem că noi lucrăm mai departe. Eu am gândit, știi cum, eu am gândit că, ok, o să venim, dar nu o să fie într-atâta de lucru fizic ca să ridici greutăți. Dar stai o leacă, băiețel, că eu n-am venit aici să mă rup în 10 părți. Cătăline, îți pare că până miercuri ai să lucrezi singur. Băi, n-am niciun stres. Ce bine, în următorul sezon eu voi fi prezentatorul și eu va fi coprezentator pentru că toată lumea îl va ură. Bravo, Cătăline. Aura doarme. Și noi nu putem să impunem invitația să muncească. E cumva obligația noastră, dar nu ne băgăm forța. Până acum nu ni s-a întâmplat. Nu cred, nu crezi că și tu trebuie să o iei un pic mai altfel? Păi asta, cum am spus, că facem pauză. De 10 minute? Da. Ce faci într-o pauză 10 minute? Te odihnești, îți tragi răsfoarea? Eu stau dacă la baie 10 minute. Nu, stai un pic. Dacă tu pe bune spui că ești obosit, eu nu te cred. Pe tine și-o puține acum nu te cred dacă nu ai simț că ești obosit. Sigur, dar nu. Pentru că eu funcționez, adică eu fix asta fac, că tot lucrez. Deci dacă eu simt că nu sunt ca și cum eu sunt un mutant și eu nu cred că noi amul suntem extenuați. Deci asta eu nu cred. În a treia zi, dar așa să facem, dacă spun că noi amul suntem extenuați. Eu nu am zis că sunt extenuată, dar este obositor că e cald și ne dăm seama că este scuză, așa că nu funcționează. Să lucrez singur, nu e nicio problemă. Și asta nu e regizat, apropo. Și am mai face dacă ar fi fost atregizat. Asta e ultima mea muncă care o fac azi. Dacă nu, îmi iau mașină, chem și mă duc acasă. Împreună cu doamna Aura. Și nu e într-atât de greu, dar du-te încolo, du-te și fă așa, nici asta, eu sincer să spun, nici asta nu-mi place deloc. Nici de exemplu publicitate nu am nevoie. Eu de publicitate nu am nevoie. Dar eu m-am așteptat că tare unde vin. Eu m-am așteptat unde vin. Numai că... Eu consider că pentru mine astăzi a fost foarte mult de lucru. Pe căldurile astea. Nici nu ne-am odihnit normal. Nici nu am luat masa cum trebuie. Pentru și mie îmi trebuie asta. Mai ales că am problemele astea cu... Cu coasta, blin. Hai să mergem să-i pornim pe băieți. Care mai poate fi pornit? Pauza a fost superbă. Trebuia să fie, într-adevăr, un picuț mai lungă, știi, ca să ne... ca să ne revenim.
Dragi invitați, vă aștept în 2 minute în fața... Iau ce șiră cu are aici. Conținer. Vă aștept în 2 minute în fața căsuței... Care e? Albe. Am venit și treaba acolo. Domnul Giochi, dacă vă face plăcere, vă așteptăm acolo. Am auzit niște zvonuri cum că el ar fi gata să-și cheme o mașină să vină să-l ia. O să le explic mai târziu, poate, regulile jocului clare, pentru că, repet, eu crezu că vin la o emisiune filmată care o să fie oricum oprită și o să avem pauză și o să ne distrăm și o să ne relaxăm. Dar nu facem asta, noi venim să lucrăm pe bune. Vin imediat, imediat vin. Imediat vin. Ei, ce imediat? Acum du-te! Nicoleta, ai venit cu-a? Acum du-te, că te cheamă omul. Vine și toară să mai departe, vine cu-a. Să înțeleg că nu ai rămas, da? Nu, acuși vin Lilia. Hai, repijor. Și domnul Johi, am înțeles că vine. Cu asta, ăsta e de mână. Trebuie să facem curat în jurul arbuștilor ăsta. Și tai așa. Bine? Nu credeam să pornească neînțelegerile atât de devreme. Sunt gata să muncesc și singur dacă o să fie nevoie. Dar sper totuși ca invitații noștri să nu ne părăsească, să stea cu noi până la capăt. Scurtă pauză, după care iar, la muncă! Eu am înțeles că aveți 2 gemeni. Da, Lori și Bete. Dar nu cunoștiți? Parcă îmi pare că toată țara, știi? Că eu deja nu-s Aura, dar-s mama lui Lori și Bete. Băi, voi nu mai filmați atâta loc și mă ajutați. Mai repede și terminăm. Știți regula, dacă terminăm mai repede mâncăm. Ne-am odihnit puțin, da. Ne-am chemat și, mă rog, dar m-am apucat de foc să fac grătarul. Emiliano mi se pare că eu înțeleg. La cât? La cât a ieșit din platou? Era 1:30, 14:00 și acum este 19. Nu ar trebui deja să fie aici? Poate s-a răzgândit, poate nu mai vine. Da, domnule Emilian. Te rog eu frumos, ești liniștește că... Pe aici, dar nu știu unde e casa asta în Văratic. Tu ai scris casa Văratic? Da. Și eu văd aici o casă. El a făcut cu cap, cred că. L-a făcut cu cap băietul. El să spune, las cam așa ca să duci soarele. Hai să-l vedem, el are casă la Negurieni, el trebuie și gospodar, el trebuie aici să rupă, să, nu știu, să mușească. Este tank? Este mașina domnului Emilian? Asta sunt bine, pe cealaltă zi, sunt așa de urei, dacă mă întârziu prea tare. Bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Eu nu sunt din ăsta care să fug de lucru, pentru că eu astăzi chiar am avut o zi foarte încărcată. Am filmat emisiunea, în fiecare luni filmăm emisiunea și zic, mai nu pot decât doar dacă se acceptă ca eu să întârzi un pic. L-am rugat pe Cătălin, zic, facem așa fel. Când o să vin să mă anunț din timp cu cine o să fiu. Nu vreau să fie oameni cu care eu n-aș vrea să apară într-o ediție. Da. Și exact așa au făcut, adică mi l-au băgat fix pe cine nu trebuie. Este unicul gon al lui Cătălin față de mine ca și om, în primul rând. Cine? Da, Giochi Davis, eu m-am să filmez. Da, el a stai bătă joc. Dacă ceva vata zic, Cătălin, dar ți-ai minte când mine mai... Nu, eu n-am nimic față de dânsul, dar... Uite, noi aici suntem. Eu sunt pașnic, sunt om foarte iubitor, primitor. Până când... Eu, pur și simplu, n-am chipiut la Gucci, el deja o să mă dobare. Asta a fost și vorba venit de la sine. A fost un fel de glumă. Cam greu. Aura, tu știi evident. Hai că eu, copil tânăr. Și prost. Și eu. Dar tu știi evident. E ca și ei. De tine că ei m-au măjit. Și încă scudește-le, b***. Păi eu că bună ziua. M-am apucat. Toată viața am visat să fac o emisiune cu tine. Zic, măi, dacă nu-i cu Giochi, atunci nici nu vin. Pur și simplu, noi nu am avut ocazia să discutăm așa. Na tu. Eu am ajuns pe amândoi. Eu ne stuc eu singura zdor. Hai zdor, mamă, dar eu și cu mine, te rog. Eu îți băieți serios. Dar tu nu spori, îți poate în doi. Da. Hai să vă arăt de la nea nou. Hai să vă duc să fac carne. Nu! Eu carne nu mănânc, doar pește din... Hai să vorbim 3 minute, 3. Totul va fi bine. Eu cu cine dorm la noapte? Cu dânsul. Dar eu îți vă fac. Fa, nu, serios. Tot e până la dormit. Eu pur și simplu fac repede, mă văzbujdesc, știi? Ai 2 variante. Da. Există așa. Una îți dorm cu Aura. Nu, Aura deja doarme cu Lilia.
Așa. Rămâi ori dormi aici pe canapea cu mine, ori cu Joachim în parce. Și aici cam o lecție că lucrurile se bat cap la cap, pentru că... Astea nu-s fițe de vedetă, da? Așa poți... Că am mai venit, că am mai venit... Și el mai deșat vecinul nici pe treaba. Că am mai venit cu fițe. Deci, nu, eu n-am venit cu fițe, eu am venit cu rugăminte care nu au fost respectate. Și atât. Ei, oameni buni, relaxați-vă. Chiar e tot tare frumos și totul e tare bine. Dar un pic de muncă și atât. Bună ziua, doamna gazdă! Bine v-am găsit! Doamne, și frumos la singuri femei, rai, pământ, florile astea și lavanda asta violetă. Tot străiești, străiești și nu mor niciodată. Așa că viață veșnică, roaba lui Dumnezeu. Doamna Rodica, domnul Crețu. Doamna Rodica, bună ziua. Cu ce mă servesc? Și domnul Viorel mai este. Știu că... Că ce? Că-mi place bunișorul? Nu, nu, băuturi tare nu. Da, dar corect, asta e așa pentru doamna Adora. Asta înseamnă... E pentru doamne. Nu stai mult, chiar vă mulțumesc că aveți grijă de... Da, a venit și el, dar el a venit cu un vibe de ăsta. El are tot timpul o poziție de, cum să spun, entertainer, cumva. A venit și distrează. Se aude, vocea lui se aude peste tot. E mare, e mult. Bravo lui și ne bucurăm că a acceptat să vină și el. Nu dorm cu Joachim, nu știți. Gata. Hai. Nu vreau să fac scandal acolo, dar mă culcați, ia ca pe Brienne, pe Cătălin, la doamnă cu Ciohi, tot noaptea. Eu, de fapt, sunt un extraordinar. Sunt un geniu pustiu și întotdeauna asta am spus. M-a măjit Nicoleta. Ei mi-a scris, ta, facem proiect, ta, n-ai fi vrut? Nu, mi-a zis, că e cu gașca, fain, deși nu. Pe unde mai lucrăm, pe unde mai rând, pe unde nu știu. Nu m-am ajuns, ne-au hrănit și s-au pus pe capul nostru. Doamna Aura, Cătălina, este n-am ochi să-l văd. Nu, eu serios, el te domn Emilian, el te domnește. Doamna Aura, dar eu zic, dar dacă mă domnești, ce mă pui la muncă? Uitați-vă, e 38 de grade afară. La noi deja e siesta, ca la, ca în Portugalia și în Spania. Dați să ne odihnim până la 4-5, mai bine lucrăm până mai târziu, ne sculăm pe la 5. Eu nu mă duc. Zic, voi nu m-ați înțeles. Pur și simplu, nu, lucrul nu e productiv, când omul e pur și simplu e stors, să înțelegi? Eu mai, că eu... Mi-e rușine, pur și simplu, de ei, dar eu aș urca și aș pleca. Nu filmează. Și eu zic, eu mă întorc înapoi, pentru că eu n-am nimic cu nimeni niciodată, dar vreau din timp să știu cu cine sunt în emisiune. Nu, ascultă, eu am venit astăzi, eu mi-am dat seama, cam plus minus, dacă duci la țară, dacă piziști noaptea, asta însemna că trebuie să lucrăm. Joachim! Ce-ți faci când aude? Tu mă auzi oricum! Țar de carnea! Mâncare de mâinile tăi, ia să mănânc! Și content a fost până am pe Instagram, eu asta a fost fuflo. Hai, bucătarul șef, oamenii că nu știu cine astăzi o să mă servească cu cea mai gustoasă carne, i dam să o înverzit. Eu o scâmblin și inima că deși eu mai inima înverzesc. Și da, astăzi ne asortăm cu culorile. Hai, vino aici, băiatul mami. Bucătarul șef, astăzi, nimeni altul. Talentatul, super talent. Hai, dar prea mult te laud. Ce să fac? Păi, deși a venit Joachim, eu nu înțeleg. Da, bine, că l-ați invitat voi. Asta e, nu, că el oricum o să plece înainte de a se termina filmările, pentru că n-are cum. Joachim Davies! Ce faci, Joachim? Mă rog, de ce fac? Da, așa, că dă capățani, așa. Sănătos, voios? Cănește. Și carnea e bună? Normal. Și tu ești sexy? Nu, eu am marinat-o, dar mă rog. Tot ce ai făcut? Da, de la început știi cum așa nimeni e, tu seama, dar... Pentru că e ok. Tu ți-ai făcut laminare la geni? Nu. Precis? Dar ce s-a întors așa? Cu 6 ele. Tu ești sexy, băi. Băi! Cred că o să ne împăcăm. Promit că să merg cu Joachim și să plimbăm calul. Mă duc. Romantic, eu, Joachim lângă mine. Dacă eu îmi smor, ați auzit că la nordul țării se bat clopile, știți că Joachim m-a otrăvit. Eu vă zic adevărul și jur, trebuie să vin cu 2 ore mai devreme. Dar eu de 3 zile am descoperit cum să faci bani pe TikTok. Nu stați 2 secunde, pe bune. Decât să faci, hai la țară, faceți bani pe TikTok.
spuseți că el a mai avut un live pe TikTok și a făcut bani. Și am făcut două live-uri la viața mea pe TikTok, alaltă ești, mai alaltă ești. Azi am zis că dacă tot mă duc la Nord, că eu acasă n-am fost o săptămână că am fost plecat, trec repede și o văd pe Mara confătat câțiva cânișori, fac un live pe TikTok și de-ți dau un concurs pe TikTok, îți dau un cânișor. Am făcut alaltă ieri primul live, am făcut $40, alaltă ieri am mai făcut un live, făcut încă 40 și azi... Nu, eu jur, eu nu era să întârzi cu două ore. Zic, vin la Nord, dar exact am stai pe la țară să-mi văd cu o fata câinile, patru. Să fii sănătos. Zic, să facem propotez. Și zic, da, să intru fuguța într-un live să mă ciripesc ceva, poate ne-am mai dat vreo 50, 20 de donari. Și pentru că eu sunt un geniu, dacă nu știați, vă zic. Zic, da, să facem în felul următor. Zic, ca să-i îndemn să doneze, că îi doneze cadouă și asta-s bani. Să-l dau și eu ceva. Zic, mă, eu fata Mara, dar... Cât timp făta cățău, asta tăți era un rând, zic, cine-ți donează și al mai mult, eu îi dau un câine. S-a înșeput, pam, 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 pam. M-am pomenit că oamenii au înșeput să-ți dai bani, să-ți vândi cu banii mine. Și eu mă uitam, chicau bani de sus, mașini, zbărau avioane, live TikTok. Da, faci live pur și simplu și lumea îți donează cadouri. Ei, dar, mă rog, și cum? Cine are cap pe umeri, faci. Și bravo lor. Da, și eu tragam la prima stare, dar să nu vadă chiar tu. Nu poți spui cât? Da, păi spun, am făcut 700 de euro. Într-o oră. Dar nu râde, este adevărul, că de ce să măjesc cu oamenii, mă? Am făcut 700 de euro într-un ceas. Adică am zis că eu înțeleg că Tălin, filmări, dar acolo nu mă plătești, știi? Știi să-mi compensez limba asta care lucrează. Deci, dar noi ca proști. Dar voi ca proști filmați. Noi filmam, noi mâncii mai bine filmam. S-a laudat el. Și mă rog, l-am ajutat o leacă acolo cu... Poți să faci și bani și pe... din comentarii poți donezi. Am dat și eu un câine și drept, am stat o oră și am făcut 700 de euro. Adică, why not? Dacă este adevărul, eu trebuie să-mi zic mai devreme. Scuzați-mă că scazeau. Da, vorba și eu, sunt în reparație, îmi fac casă, bani n-am, adică am, dar nu ești eu. Tot ce faci, să faci și bine casei mele. Joachim, dai voi să mă dau cu un parfum de-al tău. Se vede ce vezi tu pe fața mea. Mâine la 8, somon gratis, casa mă. Eu și eu neam, să vii ca chita, zviozde. Eu cred că noi mult pierdem timpul, noi trebuie cât mai repede să ne de lucru. Băi, sincer, nu aș face nimic. Ia uite, vopseaua. Vreau să fac un mini concert improvizat aici. Bici, mahală. Ei, Doamne ferește. Ei muncind prea mult, cred că altcineva nu mai face nimic. Partea ta o dai singur. Noi să ne așezăm și să ne uităm. O emisiune care implică munca nu e completă fără o vopsea de calitate. Nu am fi putut porni la drum în această emisiune fără partenerul nostru de încredere, Caparol. Ziua s-a întâmplat cu niște supărări. Am înțeles că ați obosit azi, am înțeles că sunteți obosiți. Noi suntem la a treia ediție, o filmăm acum. Noi știm cum funcționează proiectul ăsta, noi știm cum trebuie el să lucreze, noi știm cum el trebuie să arate. Faptul că avem supărări din cauza că nu vrem să mai lucrăm sau că e prea mult sau prea solicitant, pe noi nu ne poate interesa, pentru că proiectul nostru e mult mai mare de atât și scopul lui e mult mai mare de atât. Așa că noi în continuare, în fiecare zi, o să lucrăm foarte mult. Supărări motivate, cumva, eu nu spun că nu. Într-adevăr se lucrează, asta e dovada că aici nu stă. Am auzit că și domnul Gioche spunea că e un pic prea mult, adică crede că ok, facem un pic de show, dar hai, pe bune, nu pot să lucrez chiar ca virgul calul. Nu, uite, Cătălin, nu e o problemă, tot e ok, numai dacă despre asta se vorbea din start. Dacă se vorbea din start că va fi așa, eu categoric nu vineam, mai ales că eu deja am pus niște condiții, eu am zis că eu vin, dar dacă... Am înțeles că la aveți... La care, Nicoleto, sunt nicio problemă, tu ai stai și o să gătești. Și că încolo eu nu gătesc, deci nu s-a făcut ceea ce mi s-a promis. Am adică înțeles, eu să faci tu lucruri mai ușurile. Mai ușurile, că stai la bucătărie și gătești cu mine, așa ne-a spus Nicoleto. Asta e bine, doamna Aura. Tot e un fel din zona aia de revoluționari care, sau de rebeli care nu e de acord cu ce facem. Nu e normal să lucrăm în soare de 38 de grade în ziua amiaza mare. Mai ales că am dat, mie pare că am dat o idee destul de aplicabilă. Ne trezim mai devreme și lucrăm pe răcoare și mâncăm. Uite, la ora asta, când noi stăm, uite așa, uite acum ar fi bine, de ce nu de lucrat? De plăcere. Dar nu sufocant, solicitant și noi eram pur și simplu scurși, tu ai văzut? Asta era imposibil. Dacă asta a fost ideea, atunci eu pentru așa ceva nu m-am miscălit și cât nu-i târziu, eu plec, eu găsesc
să plec acasă. Nu, Cătălin cumva a început să încerce să ne calmeze. Că ziua de azi, chiar dacă a fost foarte grea pentru Aura, mâine o să fie și mai grea pentru toată lumea. Eu am să lucrez dublu și iată, pentru Aura. Iată, el așa crede. Eu cam am trecut prin toată această perioadă, știu ce înseamnă și trezitul la ora 5 dimineața și dus cu gâștele și prășit și plăjit și cumblat cu ziua, adică nu mi-este frică de lucru, știam că așa o să se întâmple. Cătălin, scuze că te întrerup, la ceea ce zice Aura, sub nicio formă nu-i vorba aici că cineva nu vrea să lucreze sau să lucreze, dar există două tipuri de oameni, oamenii proști care lucrează și oamenii care lucrează și cu cap. Din moment ce tu poți să-ți repartizezi, dimineața prășești de la ora 7 până la 8, de exemplu, de la ora 8 faci mâncare, la 12, la 2 te culci, pentru că și folos cu prostul lucrează. El nu pe lângă... El nu-i productiv. Cătălin e nimilos, Cătălin nu vrea să schimbe regulile și Aura cu Emilian sunt... au o poziție și nu cred că vor renunța. Acum ideea, credeți-mă, ideea... Facem un plan, ce facem mâine, la ce oră până la ce oră și o să fie cel mai bine și Aura să fie fericită. Mâine, în cazul în care Aura o să aibă nevoie de o mână de bărbat adevărat, pentru că dacă ne uităm așa în jur, cam să eu bărbatul. Dar nu mă refer la partea tehnică, mă refer la partea artistică. Mâine o să ajute Aura în cazul în care o să aibă nevoie. Exact, noi asta am zis la masă și parcă toți au fost de acord, dar planurile imediat s-au schimbat. Nu, noi planul cu siesta nu l-am aprobat niciodată. Nu, de ce? Chiar eram la masă, chiar și Radu a dat din cap. A spus că noi am făcut o glumă, asta era o glumă. Eu cred că în an 2 și siesta se va instala și la noi, în Republica Moldova, și încă nu așa, dar oficial, fiindcă e greu și la sat și la oraș, în orele astea de amiază, să muncești, să te plăsezi. E cam așa ideea. Proiectul așa o să funcționeze mai departe. Noi nu o să vă putem impune, eu o să insist în continuare să lucrăm, sigur nu o să vă putem impune. Adică noi nu mergem la... Deci noi nu hotărâm totuși să ne trezim mai devreme și să muncim mai noi sigur o să ne trezim mâine foarte devreme. Da. Asta e clar. Da, dar tu oricum ai de gând la 12 și 1 să lucrezi? Noi o să lucrăm. Da, dar nu știam că, în primul rând, bine, nici nu ni s-a spus. Că e așa, că dacă, sigur, uite, dacă mie avea să mi se spună că așa, eu sigur refuzam. Eu azi, ca tare, am vrut să plec acasă, sincer, așa de tare m-am enervat, că mi-am stricat și eu planurile mele, zic, hai, ok, dam. Aura este supărată, eu nu știu dacă Aura va sta 3 zile aici, eu nu știu nici măcar dacă Geohi va fi cu noi toate aceste 3 zile. Că există, totuși, probabilitatea că cineva o să plece. E greu să negociezi regulile într-o astfel de emisiune. Din păcate, nu putem funcționa după preferințe și recomandări individuale. O să vedem. Poate găsim niște compromisuri. Sau poate nu. Păcat că n-am luat boxa de la Negurin cu microfonul, să-i tunem aici un concert, deci vă dați seama. Da cât e? Luăm o boxă, un microfon, facem un tanțuie aici, n-ai treabă. Life doar Aura cred că poate să cânte. Eu și Geohi, tu și Sfet. După ce mâncăm, strângem masa și ne ducem să ne culcăm, pentru ca mâine să ne trezim cu forțe, forțe proaspete. Am impresia că mâine o să se întâmple nu știu ce. Și tu, și Cătălin, că așa o pregătire de parcă mâine o să răsturnăm munții. Eu-s băiat la țară. Eu am lucrat și vrei. Și cu cât vrei, cu 25 lipițe. Pentru mine asta nu este. Problema cea mare o să-i mâine, neața ori așa să mă trezesc. Dar na, să-mi aduc aminte de tineret și am zic, hai, Emilian, că tu și poți. Sunt foarte extenuată, dar dacă o să dorm bine, mâine o să mă trezesc și o să fac tot ce spune Cătălin. Ne culcăm? Eu cu Geohi, da? Ne culcăm și nu știm cine va ajunge până miercuri. Să vedem. Dat fiind faptul că invitații au sugerat să ne trezim mai devreme, asta facem. E ora 6 dimineața. Hai să muncim pe răcoare. Invitații noștri au stat la un pahar de vorbă până noaptea târziu, chiar dacă eu am încercat să-i conving să se culce mai devreme. Bună dimineața! Bună dimineața! Da, ați văzut. Răsăritul, din păcate, invitații mei nu l-au prins. Ar fi urât din partea mea să nu merg să-i trezesc la ora la care le-am spus. La 6. Cătălin ne-a trezit. Floarea minunată! Bună dimineața! Noaptea a fost scurtă. Foarte scurtă, noi târziu ne-am culcat, chiar dacă eram obosiți. Să rămân copil meu.
Vino împreună să găsim o floare, floarea minunată care împlinește orice ce dorință, cât ai zice pește. Cred că ne-am culcat pe la orele 1. Până la vreo 2 și ceva am stat. Cam n-am dormit 3 ore jumătate. Sus, hai mânuțele sus! Uuu, vino pe mine! Așa, domnul Jochi! Nini somn încă. Chiar la 6 cum ar fi fost până la 6 și vin la 8? Asta nu e puțin, asta e foarte puțin. Jochi, îmi dai voie să mă dau un parfum de-al tău? Și aici sunt principesele. Ne-a trezit Cătălin de dimineață, ora 6, nu era. Ca să începem lucru pe răcoare. De-ai fi tu salci la mal, m-aș face râu la umbra ta. Se vede ce vezi tu pe fața mea? Dispoziție vezi, fii dispoziție. Nu timp, nu fac nimic. Eu vă deschid să vedeți numai. Uitați, știți, așa cum făcea mămica pe vremuri. Influencerii. Asta zic eu, viața de influencer. Noi cu Emilian încă mai dormim, dar ea văd hop, pac. Vezi dacă doamna Aura e pe alt stil. Telefonul este lângă, dar nu chiar cu dânsul în mână deodată. Tot ok, eu totuși am dormit de una singură. Până la urmă. Da, asta a fost în salon. Dar de una singură. Nicole, Tușca, te gândi la piciorușe? Hai, adem! Baia e liberă și e nefolosită. Eu le-am spus că îi trezesc mai devreme, ca să ne trezim mai devreme, clar, ca să ne apucăm de lucru, ca să nu lucrăm pe soare, ca să încheiem lucru. Dar cum poți să te trezești la ora 6? Greu, foarte greu. Eu de obicei mă culc tot pe la vreo 2 în fiecare seară, dar mă trezesc la 10. Dar, dacă chic pe câmpul de luptă, să știți că eu am zdorm jumătate de oră. Dar și faci, mă? Stați că n-au dat, trebuie să vă arăt, stați acolo. Ieși am petrecut așa, un pic. Am cântat muzică, mă doare vocea, glasul. Ca să înțelegeți, eu venim și le mai spunem, hai la culcare să mai... Ne-am adus aminte de copilărie și am interpretat toate melodiile Aurei. Tăpara! Și am stat, chiar ne-am trecut foarte bine. Au venit și niște băieți din sat. Acolo și cu bericelile în mână. Nicoleta, dăm cu apa, trebuie să recunoaștem, e cu apa plată în mână. A fost vesel. Până la 1.30 ne-am distrat maxim, doar că am dormit doar 4 ore. Și Emilian a făcut un anunț, așa a hotărât el, noi nu ne-am pus în calea dorinței lui, a făcut un anunț că astăzi la ora 20.00 facem un mini-concert improvizat cu boxe, cu... Eu propun mâine, la ora 8, aici, la Casa Văratic, facem concert live! Toată lumea de la nordul țării, vă așteptăm aici, intrarea este gratis, facem un concert. Cătăin o să facă mici, frigărui, somon! Da, am anunțat pe Instagram-ul meu că de seara noi o să facem un concert. N-avem box, n-avem microfon, dar am invitat oameni zi aici, le dăm drum așa pe imaj. În timp ce doamna Rudica și domnul Viorel dormeau, Emilian promite, mâine la 8, somon gratis, casa mă radic. Vedeți ce o să fac azi. Și azi dimineață m-a târâit pe deal, am uns vaca că el nu bea cafea fără lapte și s-a dus mulgă vaca în paharul meu. Nu vreți să vedeți cum e asta? Direct în pahar, vă rog frumos. Mai mult șor așa. Nu ești normal. Mă rog să-și dea mai mult șor. Dacă încă așa ceva n-am văzut. Dar Emilian o schel vrei direct din țăța în vășii. Ați văzut? Direct din pulpa, dar vrei să îndrăznești să găști. Am mai băut încă lapte de vacă nespălată. Uite, mi-a umplut direct din țăța vașii. Special pentru tine. Domnul Emilian, haideți! Eu am vorbesc cu Sisu și... Haideți să începem, hai că pe urmă o să fie cald și... Cred că azi o să încerc să fac un mic compromis, în sensul în care treaba trebuie făcută, cum, când, ok, să aleagă ei. Acum o să mergem până la domnul Viorel, o să duc băieții. O să luați... Vopseaua unde? Vopseaua e la tine mașina? Da. Mergeți de la domnul Viorel și luați perii.
Da, să vorbesc la domnul Viorel. Hai, Fuguța, nu. Da, bun. Până la urmă, eu merg pe varianta voastră, încet, ușor. Da. Cum spuneți voi? Da. Cum spuneți voi? Poate mai bine așa. Poate să știi că pot lucra când vor, ce pauze vor. Important să fii gata lucru. Dar înseamnă că noi o să lucrăm. Da. Adică chiar și în soare, dacă se face soare și noi nu reușim. Da, m-am spus, tu ai spus la alegerea noastră. Nu, asta am spus. Am spus că noi trebuie să facem toată treaba. Asta e ideea. Treaba să o facem. Cătălin e plin de energie și noi ne inspirăm de la el. Eu nu știu cât o dornit, unde o dornit. Deci, domnul Viorel, dați-mi, vă rog, trebuie să șer la duș. Vierii, tot ce trebuie pentru vopsit... Ce avem de vopsit? Vopsit baraca. Astăzi vopsim baraca. E cam cel mai mare lucru pe care trebuie să-l facem aici, pentru că o vopsim toată, e albastră și vrem să o facem albă, așa ne-au spus gazdele care ar vrea să o transforme. Și de la partenerii noștri Caparol am cerut vopsea. Acum dimineața e ok, uite că acum, eu cred că noi nu pierdem timpul, noi trebuie cât mai repede să ne apucăm de lucru. Cât e ora? 8? Dar căldura deja se simte. Și când am văzut că căsuța cu bărcuțe trebuie vopsită total, dar ea e mare. Și la început n-am înțeles eu toată faza, pentru ce era motiv de a vopsi de bărau asta în alb, când era de un albastru, de tablă albastră. Care... Dacă e sincer, din start, eu am crezut că e o tâmpenie ce urmează să facem, pentru că această baracă arăta perfect. Nu știu cum se cheamă șiferul ăsta, nu-i șifer, nu știu cum se cheamă, albastru, care vine din fabrică, vopsit, frumos, arată bine, albastru, mai ales că e nou, nu este pătat. Nu, că dragi doamne, inginerii doamnei sunt nemți și lor nu le place cum cromatic, știi, cum arată cu peisaj. Eu și un neam, să vii ca chita zviozde, de unde suntem noi, din Moldova, și să ne lăiască aici. Până la urmă, uite că ochii sperii, dar mâine le fac. Dar pe aia ne gândim, de asta. Da, hai toată mai întâi. Băi, sincer, nu aș face nimic. Dar și tu să mai faci masă, știi? Ia că numai asta, faci și-mi jucată. Dar și tu să mai faci? Te amuzi și nu știi că la țară lucrul nu se termină niciodată. Plimbat cu barca, eu sunt de acord. Și mai netezești, măi. Vreau să vopsesc. Ia uite, vopseaua. Tu-și parcă știm de bărbat harnic. Eu sunt harnic, dar eu ori fac ceva bărbătește, ori... Și n-am înțeles. N-am pieri, aura. Bine, n-am. Hai, da. Măcar pentru o cameră să ai vă două. Dacă două cadre la cameră... Dar cum? Să vadă lumea că e mici. Emiliano a anunțat concert pe azi. Acum, ce mă panichează pe mine e că nici gazdele dormeau atunci. Emiliano a anunțat concert la gazda noastră. Adică, nu știu dacă o aflat încă azi. Trebuie să mă duc chiar acum să vorbesc cu domnul Viorel, apropo, că spun asta. Domnul Viorel, sunteți acolo? Emiliano ieri, pe story, au anunțat că astăzi, la 20:00, vrea să fac un mini-concert improvizat aici. Nu știu dacă Emilian și-a asumat, am toată încrederea că el știe ce face și cam care sunt consecințele. Acum eu vreau doar să vă anunț că ar putea să vină niște lume pe aici. Facem de seară concert, dar vă rugăm foarte mult, veniți o fugă, luați niște pierii, terminăm baraca asta de vopsit și după asta o să veniți la concert. Hai, vă rog, varați și bici pe mahală. Veniți din statele vecini, luați pe periuță și veniți. Da, nu știu dacă o să fie, adică să nu vă închipuiți că o să fie stadioane aici. Dar na, posibil că urmăritorul lui Emilian să fie vreo doi. De jos în sus mai vopsește, nu de sus în jos. Schimbă direcția. De jos în sus. De jos în sus. Așa. Corect. Dar te-o metai în jos, de jos în sus. Dar cum de jos? Apa așa, de jos, în sus, jos, sus, jos, sus. Nu jos, sus, dar de jos, în sus. Ei, deja cum ar fi. Eu s-a obosit încă. Eu n-am dormit așa cum trebuie. Poate a venit lucrători și ea noștri de ieri. Într-adevăr, încă nu-i foarte cald, dar îmi pare că aici e temperatura cam de ieri, așa, de mă să începe a încălzi. Cătălin! Da? Tagne seriozna! Adică? Tu ieri spuneai că pe bune lucrăm, noi lucrăm, dar tu unde îmbli? Eu am anunțat gazdele de lucru pe care nu știau de ce eveniment ai plănuit tu și ai anunțat pe story. Și eu am fost uimiți un pic,
Ei nu se așteaptă la concert la atâta lume. Să știi, Emilian, eu nu stau să mă odihnesc. Până când e răcoare. Dacă se începe căldurile cele pe la 12-10 încolo, ei, Doamne ferește. S-a vopsit această debara, organizat, s-a resimțit prezența lui Emilian, foarte bine că a venit. Gheorghe dă până aproape de jos, Nicoleta dă jos până aproape de pământ. Auzi, mai stau o zi, să nu-l dezamăgesc tot, tu ești mă, gata. Auzi, și mă gândim, cineva de-a mie eu m-ai venit pe aici așa, de, eu am direct ca să nu zic altfel, de anii mei eu m-ai venit, ori numai eu așa deșteaptă mă gândesc. Deci, noi facem în felul următor. Fiți atenți că suntem noi aici, care noi lucrăm cinci. Împărțim această baracă în 6 părți egale. Fiți atenți. Pe centimetru. Terminăm părțile noastre. Nu cinci, dar 6, e și Cătălin. Și Cătălin, pleaja, îi dăm o bucată, noi ne așezăm și ați vopsească. Nu, că așa nu merge. Adică noi lucrăm serios, pe bun, dar e Cătălin, nu am eu unde. Deși eu ar trebui să vopsesc asta. Apunci. A, da, logic. Așa. Gata, azi poate tu-s cu bărcuțele. Ziua. Ce-ți vine drumul? Cătălin. Au. Deci, noi ne-am înțeles. Și am făcut așa. Noi măsurăm toată asta pe lista. Așa. Dacă ajunge. Împărțim la 6 părți egale. Așa. Partea ta o dai singur. Noi să ne așezăm și să ne uităm. De acord? Nu, evident. A, bun, dar în timpul ăsta voi o să faceți altceva. Păi știți de asta. Da, noi suntem la tine. Nu. Nu funcționează așa aici. Cum? Adică eu fac alte lucruri în timp ce voi lucrați da, pe asta. De ce nu facem toți împreună? Suntem o echipă. Nu putem să facem. În primul rând ar trebui să înțelegi că asta e televiziune și trebuie să arate interesant. Nu poate să fac toți oameni să facă același lucru. Eu v-am pus aici pentru că ați spus că e pe urmă să fie sau. Dar tu, Cătălin, dar tu unde? Oamenii vor să vadă Cătălin cum vopsește cu grunt. Ce ai făcut? De că tu ce ai făcut? Cu domnul Viorel am făcut puntea. Dar poate punte vreau să fac și eu. De ce nu iat mie ocazia? Păi drag, noi putem să ne schimbăm, oricând. Vezi? Că și înseamnă. Nu credeți ce se întâmplă la televizor. Mințim poporul cu televizor. Hai. Și da, s-a lucrat împreună, în echipă. Am văzut că unii mă întrebau, dar tu și faci, dar tu încotro, de ce nu ești tu aici? Oamenii încă își pun întrebările astea. Na, e evident că eu nu sunt lângă ei tot timpul. Eu mai fug dincolo încoa. Practic nu am timp să stau să mă opresc. Ei însă, crezând, adică ei muncind prea mult, cred că altcineva nu mai face nimic. Cine vrea să mai dea două șuruburi în punte? Șuruburile ca George. Să-mi șurubez în punte acolo în balamel, duci la domnul Viorel, iei trei șuruburi, duci la punte, o deschizi, așa de acolo. Șuruburile le bagi în punte, nu? Numai că încălzămintea poate... Bună ziua! Bună dimineața! Dimineața! Da! Nu, ne trebuie trei șuruburi, deci, și ăsta care... Șurupă viortul, da. Dar unde anume trebuie? Ce trebuie să faci? Nepăniată. Tu știi? Abia acum o să luăm oficial micul dejun. Trebuie să declar că sunt uimit de forța pe care o au invitații în această dimineață. Invitații nu vor să lucreze pe soare? Atunci, haideți, păpăm ceva și Fuguța înapoi la muncă, cât încă nu e prea cald. Amuia vreau să zic că aproape de fericit. И мы счастливы. Очень! Очень! Николета, ты тоже счастлива, Николета? Мы счастливы вместе. Аша, Лили, тот! Я сент мега феричита, да, зик, пати, я ж наптам питоц. Питоц, а сапи Каталин? Неамцу, вообще, неамцу, ну и плюс, шти, ел си бонишор. Да, да, мусар. Кто же знаешь, Мюно? Hai să punem pâinea, că avem un program mai... Concret? Nu, mai
Mai complicat? Mai complicat, că am înțeles că și concert vreți și bărci vreți și... Mic dejun copios, ne eram toți flămânți. Și doamna Rodica, stăpână, gazda, știi cum, ca la nord. Deci nu a făcut un fel de mâncare, dar două feluri, că dacă cumva... Deci, dragi oameni buni, dar să vă spun repede care-i planul, ca să știți unde ne oprim și ce avem de făcut. Acum trebuie să terminăm încăldarea aia de vopsea, să vopsim cât avem. Eu nu s-o uscă. După care, până la prânz. Până la prânz. Doamna Aura și cu domnul Emilian o să trebuiască să mergeți un pic în sătuc. În lume. Ieri dumneavoastră v-ați oferit cu ideea, noi am continuat în sensul ăsta. O să trebuiască să faci rost din niște... Lucrători. Din lucrători! Niște... Nu. Din deci... niște ouă pentru mâine dimineață, din niște brânză, se poate, din niște legume. Ce problemă. Și să le aduceți aici la... Eu cred că noi să cu mult mai multe. Așa e. Iar ceilalți care rămân, o să trebuiască să facem un pic de ordine în două subsoluri de la căsuțe, acolo un pic de praf, să ștergem un pic, să măturăm. Hai să mergem, că eu sigur că Lilia deja e acolo. Auzi, Lilia! Lilia! E acolo, am spus. Lilica, dar ce nu m-auzi când ți strigam? Nu-mi place când lucrul merge lent sau când sunt multe opriri sau hai să vopsim un pic, facem o pauză, mai vopsim un pic, încă o pauză, încă vopsim un pic. Liniște două secunde, vă rog. Aura! Hai! Ce faci, Gheorghe? Aștept să iasă cucu. S-a prânit? Împinge-mi, s-a prânit. Stai, hai încă o dată. Aștept să iasă cucu, dacă nu e data soară. Davai, hai. Vedem pe parcurs. Ce faci, Gheorghe? Aștept să iasă cucu. Gheorghe n-are perii și nu poate vopsi. Noi de dimineață cu asta ne ocupăm. N-are perii. N-are perii, stă în telefon. Este am perii. Ia, ajută-ți, Lilia. Nu, Lilia face asta singură. Da. Luați următoarea ușă. Ca să nu mai lăsăm. Ce nu vreau ca ușa asta? Șeză, p***a mea! Adică? Tu, lasă, fac eu! Bute ghetul în peiete aparte. Tu găsit. Dar pe eu am vrut să ajut. Ajută-ți, ghetul în peiete și ajută. Deci, am vrut să corectez, nu că să corectez, am vrut să vopsesc, mi-a rămas o bucățică acolo, mică, să vopsesc cu alb și pe care să plec în partea... Călăbăriește. Dar pe aici așa era, eu am vrut să astup, ca să înțelegi. Vezi dacă te puși să ajuți unde nu trebuie. Te mai ești ceartă. Nu mai este, aici era, iubirea mea, vezi? Aici era albastru. Am înțeles, dar vezi că te ceartă. Lasă-i singurii. Când am mă z***ți. Și Emilian cred că nu a înțeles cum trebuie și a început, mă rog, aiuri. Da, serios. Vezi că trebuie să-i ajut? Frumos, vopsi astea! Strigă-și tu. Nu vă certați. Eu fi explodat, o aruncat pierea, am crezut că închică peste mine. El vrea să facă și el ajută și chiar face. Fata și-i mai s-a nervat și s-a dus pe scânci. Și bucuria noastră... Asta e apă dulce. S-a transformat în scârbă. Nicoleta cu fața plată. Concert asta înseamnă cineva cântă. Cine cântă? E ceva nou pentru Moldova. Thank you.